Începând de aseară, competiția Cupa Liga Prieteniei a programat partidele din optimile cupei. Competiția fotbalistică pentru amatori fiind organizată, după cum se știe, de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Reamintim grupele formate după ce din cele 16 echipe înscrise în competiție au rămas doar 8. În grupa A, Amicii, ASEA Viitorul, Unirea Frătești și ASE Energia Remuș, iar în grupa B, SNLP, PTF Giurgiu, Salvatorii și Los Angeles. Aseară, pe terenul cunoscut cu denumirea La Balon, situat pe șoseaua Prieteniei, s-au desfășurat 4 partide. Încheiate cu rezultatele PTF Giurgiu Salvatorii 3-3, Los Angeles SNLP 5-1, Unirea Frătești Amicii 6-2, ASE Energia Remuș ASEA Viitorul 3-5. Competiția va face o mică derogare de la programul obișnuit de luni și joi, pentru că luni 30 noiembrie va fi pauză, apoi următoarele partide sunt programate joi 3 decembrie, cu începere de la orele 17:00.